și surori, haideți să ne ridicăm în picioare și să deschidem din nou la Coloseni, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 10. În această dimineață vom termina, vom finaliza ceea ce am început duminica trecută, încă câteva gânduri din aceste versete, din cele 10 versete din capitolul 2 al cărții Coloseni. Haideți să citim împreună cuvântul Domnului, Coloseni capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 10. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măcitoare, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domniri și stăpâniri. Amin. Haideți să ne reașezăm. Așa e dacă bem apă rece înainte să începem să vorbim. Frați și surori, ne bucurăm în această dimineață să fim împreună. Mă bucur de fiecare dintre dumneavoastră și vrem cu ajutorul Domnului să mai împărtășim câteva gânduri care au rămas de duminica trecută din cele 10 versete din capitolul 2. Mă bucur pentru că suntem în casa Domnului. Vorbeam zilele acestea cu un tânăr care vrea să se facă membru în biserica noastră. Mai are neamuri în alte biserici pe aici, prin Dublin, și am zis, de ce vrea să se facă aici membru, dacă tot are neamuri în alte biserici, ce l-a tras la biserică? Și mi-a spus așa, de fiecare dată când vin, mă simt încurajat. Chiar dacă în timpul săptămânii am muncit până seara, la ora 9, 10, n-am apucat să, poate de fiecare să mă rog, să citesc din Biblie, mă simt așa câteodată destul de apăsat din cauza lucrurilor acesteia. Dar când vin în biserică, simt că aici mă ridică. De fiecare dată aici se spune că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu e bun cu noi. Și știți ce îmbărbătat am fost? Și mi-am dat seama, oamenii vin aici cu așa multe poveri. Și dacă le mai și dai în cap, fără să-i ajuți, pleacă de aici fără nicio șansă. Dar aici este locul unde Dumnezeu zidește și îmbărbătează. Și mă rog și în această dimineață Dumnezeu să ne zidească și să ne îmbărbăteze. Dragii mei, pentru că vrem în a doua parte acestui timp să avem și prezentarea financiară a anului trecut, aș vrea să fiu mai fugitiv puțin și să finalizăm aceste gânduri pe care le-am început din cartea Coloseni, în capitolul 2. Am spus data trecută că vom începe această oprire a noastră cu versetul 6 și 7 din cartea Coloseni, pentru că reprezintă nucleul acestor versete. Și cuvântul Domnului spune așa, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Îmi cer scuze. Începutul adevăratei vieți este în momentul când primim viața noi. Viața, aș vrea să vă spun, nu începe când ne naștem pe pământ. Pentru că Scriptura numește și împarte omenirea în două categorii.
oameni morți din punct de vedere spiritual și oameni vii din punct de vedere spiritual. Adevărata identitate nu este ceea ce se vede. Adevărata identitate este ceea ce nu se vede și nu se termină niciodată. Trupul acesta, într-o zi, va fi băgat în pământ și se va termina cu el. Dar adevărata noastră identitate, cine suntem noi, este acea ființă, acea stare care niciodată nu se mai termină. De aceea, viața noastră începe când primim darul lui Dumnezeu, când primim viața noi, pe Domnul Iisus Hristos. Acum am spus că acest început de viață diferă de la unii la alții. Unii l-au primit pe Hristos, vedeți cum spune Pavel, după cum am primit pe Hristos, Iisus Domnul, unii l-au primit pe Hristos și au zis așa, am nevoie ca trecutul meu să fie iertat, îl primesc pe Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor și după aceea trăiesc cum vreau eu, fac ce vreau eu. Și așa sunt foarte mulți creștini astăzi. Într-o zi s-au întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu, au avut nevoie să li se ierte păcatele și își continuă viața cum vor ei. Alții îl primesc și pe Iisus, pe Hristos Iisus, adică un învățător care din când în când, când au nevoie, să le răspundă întrebărilor despre bani, despre probleme, despre relații, despre căsătorii, așa cum au făcut și cei din vremea Domnului Iisus Hristos. Venim la Domnul când avem nevoie. Dar adevărata viață intră în noi în momentul când primim tot acest cadou din partea lui Dumnezeu numit Hristos Iisus Domnul. Și spuneam atunci că în inima noastră Iisus nu intră decât ca Domn. De aceea, marele semn de întrebare cu privire la creștin, la creștinism, este câți au viață în ei și câți urmează niște reguli. Vin la biserică, nu fac asta, fac asta, nu fac asta, fac asta, nu fac asta, așa? Și după cum am vorbit cu cineva zilele astea, măi, nu știu dacă ești mântuit. Da? Nu știu dacă-s mântuit, nu știu în ziua aia ce o să se întâmple. Da? Dragii mei, noi ca să fim siguri că în noi a intrat viața, adevărata viață, trebuie să ne asigurăm că noi l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn în viața noastră. N-am spus data trecută, dar aș vrea să vă spun, dacă veți răsfoi Noul Testament, de fiecare dată când vine vorba de Domnul Iisus Hristos, îl veți găsi ca Domn și Mântuitor. Tot timpul Domn este primul, de fiecare dată. De fiecare dată. Fapte 5:31 spune, Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor pe acest Iisus. În Fapte 2:36 l-a făcut Domn și Hristos. Și uitați un aspect, în Ioan 13 cu versetul 13 citim la cina Domnului. Cum spune? Voi mă numiți, cum? Nu. Voi, Ioan 13 cu versetul 13, voi mă numiți cum? Învățătorul și Domnul și Domnul în dragostea Lui cu răbdare așa cum nu mai are nimeni cum zice și bine ziceți că sunt. Și în versetul 14 ce zice? Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru cu dragoste îi face să înțeleagă ascultați-mă, nu asta e ordinea. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru v-am spălat picioarele și voi trebuie să vă spălați picioarele. Îl judecăm pe Toma. Dar vreau să vă spun, Tom a ajuns la această concluzie. Domnul meu și Dumnezeul meu. În Romani, capitolul 10, cu versetul 9, spune, dacă mărturisește cineva pe... aș vrea ca să citesc, ca să nu greșesc. În Romani, capitolul 10, cu versetul 9, spune așa, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca mântuitor, nu, ca Domn, și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă nu, nu. Dacă îl faci pe Dumnezeu Domn în viața ta, adică dacă te pocăiești, dacă alegi și îți dorești ca să schimbi viața, nu doar ca să ți se șteargă trecutul. Căci prin credința din inimă se capă mântuire, neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Frații mei, aș vrea în această dimineață din nou să ridic această întrebare. Noi când ne-am întors la Domnul, l-am primit ca Domn, când ne-am întors la Domnul Iisus Hristos, l-am primit ca Domn în viața noastră. Ce înseamnă, cum mă pot verifica dacă l-am primit ca Domn sau nu? În momentul acela, al întâlnirii mele personale cu Domnul, am avut o dorință sinceră ca tot ceea ce știu rău despre mine să renunț și să mă las transformat de Domnul. Am avut eu dorința aia atunci? Sau m-am pocăit cu interes? Sau m-am pocăit ca să scap de iad? Sau m-am pocăit că mi-a zis cineva? Sau m-am pocăit ca să nu mă mai apase trecutul? Sau m-am pocăit ca să fiu integrat într-o comunitate?
Eu de ce m-am pocăit? Am avut tot. Eu nu vreau să vă întreb dacă v-ați lăsat în ziua aia de lucrurile acelea. Ați dorit sincer ca în fiecare domeniu să-L puneți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn? Dacă nu, aș vrea să vă spun, niciodată nu-i prea târziu să-L primim ca Domn. Niciodată nu-i prea târziu ca să-L primim ca Domn. S-a citit astăzi din Psalmul 138, nu mai revin. Dar aș vrea să vă spun că numele despre care s-a cântat în această dimineață și aș vrea ca să deschideți, îl găsim în Filipeni capitolul 2. În Filipeni capitolul 2, de la versetul 6, ne este arătată cea mai frumoasă descriere a Domnului Iisus Hristos și dacă mai încape vreo îndoială care este numele lui Iisus Hristos, îl găsim aici în Filipeni capitolul 2. Ia auziți! El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte de cruce. De aceea, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care este mai presus decât orice nume, pentru ca în numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi ale celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Frați și surori, aș vrea un lucru să fie clar de la început. Într-o zi, mai spuneam, tiranii vor sta pe genunchi, hoții, curvarii, mari președinți, mari oameni al lui, a omenirii, și momentul acela vor realiza și ei că Iisus Hristos și numele lui Iisus Hristos este că El este Domnul, numai că va fi prea târziu. Problema aceasta este o problemă fundamentală. De aceea numele lui Iisus Hristos a cântat în această dimineață, nu-i nume mai minunat. Știți de ce nu-i nume mai minunat? Cum și-a câștigat El dreptul de Domn? Dacă în vechime s-a prezentat Dumnezeu ca Domnul, Domn și Dumnezeu, Dumnezeu Domn, în Noul Testament Dumnezeu ni se referează ca Tată și acest atribut, acest nume îi se transferă Domnului Iisus. Știți de ce? Pentru că El și-a câștigat dreptul acesta, trăind ca noi, biruind moartea, biruind păcatul, biruind diavolul, biruind bolile. El la cruce și-a câștigat dreptul de Domn. Frații mei, de aceea revenim în Romani capitolul 10, un gând care în această dimineață Domnul mi l-a pus pe inimă. Ia uitați că aici intervine problema. Noi dacă îl mărturisim cu gura ca Domn și îl facem Domn peste viața noastră, suntem mântuiți, da? Versetul 13, versetul 12 spune așa, în adevăr nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare, da? Pentru toți cei ce-L cheamă, și uitați versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Știți de ce Dumnezeu nu lucrează? Știți de ce Domnul Iisus nu se implică așa cum am vrea noi de fiecare dată? Că noi nu L-am primit ca Domn și când cerem numele Domnului, nu se coboară numele Domnului. Noi L-am primit ca mântuitor, noi L-am primit ca învățător, noi L-am primit ca unul care când vrem, în loc să fim ca niște sclavi din dragoste. Și atunci versetul spune așa, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Am spus că cuvântul acesta mântuit îl găsim, deși în traducerea Cornulescu îl găsim tradus ca și izbăvit, eliberat, vindecat. Noi, e același cuvânt, da? Vrem să fim eliberați de Domnul, da? Vrem ca Domnul să ne răspundă. Dar noi dacă nu L-am primit ca Domn, dacă noi nu-L cinstim ca Domn, nu se coboară numele. Putem să tot strigăm, chemăm numele Domnului, chemăm numele Domnului peste familie, peste case, chemăm numele Domnului. Dacă noi nu-L cinstim ca Domn, haideți începând de astăzi să ne facem o verificare. Aș vrea să vă spun, la unii se vede dacă Iisus le este Domn sau nu. Se vede cu ochiul liber. Sunt oameni și toți dintre noi ne străduim ca să-L ascultăm pe Domnul. Sunt oameni care se văd, care se străduie și L-au pe Iisus ca Domn și se văd oamenii care L-au pe Iisus ca mântuitor doar. Se vede. Noi nu suntem aici ca să spunem cine și cum, dar suntem aici ca să vă spunem următorul lucru. Haideți să ne hotărâm să-L facem Domn peste toate domeniile vieții noastre și cine îl face Domn, ori de câte ori va chema numele Domnului, va fi izbăvit. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Trecând mai departe, am spus că fiecare dintre noi, născându-ne, ne-am născut în împărăția diavolului numită puterea celui rău.
Și a existat un moment în care când l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn în viața noastră, am fost transferați într-o altă lume pe care Scriptura o numește și eu am numit-o în această dimineață, noi am fost puși în Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun un lucru. Noi ne numim creștini, da? Ziarele ne numesc creștini. Toți ne numesc creștini. Știți de câte ori apare cuvântul creștin în Noul Testament? Eu m-am uitat așa repede, fugitiv. De 4 ori. De 4 ori. Știți care e identitatea care apare de cel mai mult în Noul Testament cu privire la noi? Că noi suntem în Iisus. E un concept extraordinar. Vă rog, care-L iubiți pe Domnul? Vă rog, luați Noul Testament. Ori de câte ori veți găsi că noi suntem în Iisus, citiți, studiați și veți vedea când vom realiza de fapt cine suntem noi și unde am fost așezați, cum se schimbă viața noastră. Adevărata noastră, adevăratul nostru titlu, adevărata noastră identitate, nu este că suntem creștini, este că noi am intrat în Iisus Hristos. Aici avem o mare provocare. Trăim astăzi o vreme când creștinismul nu mai reprezintă un interes. De ce să mă întorc la Dumnezeu? De ce? Ce mi oferă El? Mi oferă iertarea păcatelor. Știți, copiii noștri se nasc în familiile noastre. Și dacă îi creștem bine și îi ajutăm și așa mai departe, vine vremea în care trebuie să se întoarcă la Domnul. Dar ei sunt bune așa, nu au făcut toate prostiile. Nu văd așa nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. Că mi oferă o speranță. Păi speranța mi-ai dată și din faptul că eu încerc să-mi trăiesc o viață bună înaintea lui Dumnezeu. Evanghelia completă, și ascultați-mă bine, Evanghelia completă nu este doar că ni se iartă păcatele și ni se pregătește un rai. Evanghelia completă e că ni se dă o nouă identitate. Eu de aceea îl primesc pe Iisus. Imaginați-vă acum, nu știu cum să fac, un om care a făcut așa de multe lucruri rele, trăind în România, a avut probleme cu statul, a avut probleme legale, cazierul este plin, ba probleme financiare, ba probleme de ilegalități, ba probleme. Și ori de câte ori merge undeva și încearcă să obțină ceva, el trebuie să spună, păi uite, am făcut și asta, păi dacă ai făcut și asta și asta, nu putem ca să îți dăm ce ceri. Și bate la ușă, merge la o altă ușă. Ce aștepți? Uite, asta aștept. Păi cine ești tu? Ia să vedem, adu-o. Păi ai făcut asta, asta îmi pare rău. Și într-un moment vine cineva și spune, ascultă, numele tău nu mai este ăsta, numele tău este un nume nou, tot trecutul ți-e iertat, tu ești o făptură nouă, vii din România, în Irlanda și nu mai știe nimeni nimic despre tine. Totul s-o șters. Prietenii tăi, toți cei pe care i-ai dezamăgit, i-ai lăsat acolo, există o imposibilitate a cuiva din România să spună ceva despre tine. Imaginați că te-ai trezit în Biserica Betania, ai ieșit dintr-o biserică din România unde toți știau câte mult, câte rele ai făcut la frați, câte multe rele ai făcut la față de stat, așa mai departe. Și dintr-o dată te teleportează aici în biserică. Și totul se... gata, tot. Ai o identitate nouă. Wow! Și începi, le-ai lăsat toate, toți te văd ca un sfânt. Toți te văd, nimeni nu mai știe nimic de tine, nicio problemă pe care ai avut-o, nimic. Poți să mergi să vorbești cu oricine, toți îți deschid ușile, îți dau tot. Imaginează-ți ziua aia, imaginează-ți modul cum începi să trăiești. Știți ce spune Scriptura? Că noi în Hristos suntem o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Frații mei, conceptul acesta, puterea de a înțelege că noi suntem în Hristos și cum trebuie să trăim, ne eliberează de toate lucrurile și ne face să slujim din dragoste pe Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață să înțelegem lucrurile acestea. Peste 150 de ori ni se spune că noi suntem în Hristos. Acum unii vor spune, ascultă, noi totul predicăm pe Pavel, că Pavel a spus, numai Efeseni a spus de 40 de ori că noi suntem în Hristos. Dar Domnul Iisus o spus ceva despre lucrul acesta. Aș vrea să deschidem Scriptura. Uitați la Ioan capitolul 14 cu versetul 20. Domnul Iisus Hristos vorbește despre Duhul Sfânt
Și spune așa cu versetul 15: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. El vă ruga pe Tatăl, el vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului. Versetul 18: nu vă voi lăsa orfani. Versetul 20: în ziua aceea, adică când vă veți întoarce la mine și Duhul Sfânt va intra, veți ști că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Iisus a zis, eu am o întrebare. Iisus Hristos minte vreodată? Deci ascultați-mă, vreau să vă spun ceva, oricine poate minți, el nu. Eu dacă mă duc la fratele Avram și spun, Avram, tu ești așa, și Domnul Iisus spune despre el că deci eu vin cu un lucru real, uite-te, ai făcut asta, eu cred că tu ești așa. Și Domnul Iisus Hristos, citind în cuvântul Domnului, înțelege cum îl vede el, cum îl vede Domnul pe el. El n-ar trebui ca să mă creadă pe mine, el trebuie să-l creadă pe Domnul. Pentru că Domnul Iisus Hristos niciodată nu minte. Frații mei, când dragostea aceasta ne va cuprinde inimile, când biblic vom înțelege lucrul acesta, totul vom face de drag, totul vom face ca rezultat a ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Haideți să vă spun cum ne mai numește Domnul pe noi. Poate cea mai, din punctul meu de vedere, cea mai strălucitoare identitate. Matei, capitolul 5, cu versetul 13. Uitați ce spune acum, dacă Domnul minte, nu știu. Domnul nu minte niciodată, dar nu știu cum ne relaționăm noi la asta. Uitați, Matei, capitolul 5, cu versetul 14. Nu spune Pavel, spune Domnul: voi sunteți lumina lumii. Eu mă întreb, oare ucenicii atunci chiar erau lumina lumii? Dar știți ce vreau să le spun? Vreau să le spună că identitatea lor este, aceasta e chemarea lor, au toate resursele și datorită că se vor vedea cum îi vede Dumnezeu, ei vor crește în procesul sfințirii. Pentru că uite-te ce spune în versetul 6, pentru că sunteți lumina lumii, versetul 16, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aș vrea să vă spun că a înțelege cine suntem în Hristos ne va schimba radical viața. Acum, în momentul când intrăm în Hristos, primul lucru pe care Pavel îl spune, uitați-vă în Coloseni, că noi trebuie să fim înrădăcinați. După aceea, trebuie să fim zidiți în El și mai apoi să umblăm în El. Sunt trei pași pe care trebuie să facem, am spus și data trecută, și aș vrea în această dimineață, Domnul mi-a pus aseară pe inimă un text din care vom vedea din nou aceste trepte atât de frumoase. Uitați Coloseni capitolul 3 spune că în Coloseni capitolul 2 spune că noi trebuie să-L primim pe Hristos și să umblăm în El. Nu umblăm prin puterile noastre, nu umblăm cum credem noi, noi umblăm în El. Cum? Fiind înrădăcinați și zidiți în El. Și am spus că a fi înrădăcinat în El înseamnă a fi înrădăcinat în adevăr. Efeseni capitolul 4, da? Cu versetul 15 spune, cu versetul 14, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Am intrat în Hristos, nu mai fiți copii. Înrădăcinați-vă, da? Credincioși adevărului în dragoste, după aceea să creștem în toate privințele. Haideți, vă rog, acum vă invit să deschidem tot aici și să citim câteva versete extraordinare. Pentru mine au fost atât de dulci aseară când le-am citit. Efeseni capitolul 3, versetul 12 până la versetul 20. Vom urmări acest proces, să fim înrădăcinați în El, să creștem în El și să umblăm în El. Uitați versetul 12, o promisiune extraordinară. În El, frații mei, da? În El avem, prin credința în El, slobozenia, adică libertatea și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Extraordinar. Când ești așezat în El, ai libertatea și încrederea să te apropii de Dumnezeu. Dacă am înțelege lucrul acesta. În engleză, la cuvântul încredere, e cuvântul boldness. Adică, Avram, curaj, e mai mult decât curaj. E mai mult decât îndrăzneală, parcă. E așa, în Iisus Hristos avem puterea asta, curajul acesta, să ne apropiem de Dumnezeu cu încredere. Da? Uitați, de ce ne apropiem? Da? Versetul 13, vă rog iară să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi, aceasta este slava voastră. Iată de ce zic, îmi plec genunchiul, mă apropiu de Domnul, da? Îmi plec genunchiul înaintea cui? Înaintea Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă să fii înrădăcinat? Înseamnă să cunoști adevărul despre Dumnezeu.
Cine este Dumnezeu? Și am mai spus asta. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Tatăl meu. Eu așa v-aș pune pe fiecare să vă gândiți 2-3 minute și după aceea să vă ridicați în picioare și să spuneți cu voce tare: Dumnezeu este Tatăl meu. Dar v-aș lăsa 2 minute să vă gândiți bine la asta. La cum e Dumnezeu, cum îl știți pe Dumnezeu, cum l-ați cunoscut din Scriptură. Și poate să ziceți aici în fața bisericii: Dumnezeu este Tatăl meu. Când cunoști lucrul acesta, așa de multe lucruri, când știi că El e Tatăl tău, ești înrădăcinat că Dumnezeu e Tatăl tău, da? Asta e primul lucru. După aceea, din care își trage numele orice familie din cerul și de pe pământ. După ce înțelegi cine e Dumnezeu, numai atunci o să înțelegi cine ești tu. Ascultați-mă, repet. Numai în momentul când știm cine e Dumnezeu, vom ști cine suntem noi. Numai în momentul când vom ști cine e Dumnezeu, vom ști cine suntem noi. Dacă Dumnezeu e Tatăl meu, noi suntem familia Lui, noi suntem copiii Lui. Putem să spunem amin. Acum, și-l rog, versetul 16, și-l rog ca potrivit cu bogăția slavei să vă facă să vă întăriți în putere în omul din lăuntru. Ce înseamnă slava lui Dumnezeu? Înseamnă manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu. Repet, slava lui Dumnezeu înseamnă manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte cei care ați fost duminica trecută, da, haideți că mergem un pic mai încolo, cei care ați fost duminica trecută, uitați cum începe Pavel acest capitol. Mă rog, exact cum spune aici Pavel, îmi plec genunchiul, mă rog, agonisesc pentru ce? Și uitați pentru ce? Pentru ca să vi se îmbărbăteze inimile, să fiți uniți în dragoste și să căpătați toate bogățiile de pricepere. Adică, mă rog ca să... Mă rog pentru problema interiorului vostru, pentru inimile voastre, mă rog pentru contextul vostru, pentru relațiile voastre și mă rog pentru scopul vieții voastre. Acum vă rog, revenim aici. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți. Să vă întăriți inima aia care e deznădăjduită. Că veni oameni și vă spus că voi sunteți niște păcătoși, nu mai aveți nicio șansă, sunteți doborâți și nu mai puteți să vă ridicați. Și că Dumnezeu e unul care stă tot timpul cu bâta și cum păcătuiți așteaptă să vă lovească, să vă apese, că Domnul Dumnezeu, ăsta e rolul Lui, toată ziua să ne apese. Frații mei, uitați aici, și mă rog potrivit cu bogăția slavei Lui, adică Domnul are o bogăție a slavei, care vrea să-și o manifeste pe pământ. Și cum se întărește inima noastră? Ne ajută pe noi să vedem un pic din bogăția asta slavei. Și dacă slavă înseamnă manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu, cum se pot îmbărbăta inimile noastre? Haideți să vă spun cum. Și după aceea vă pun să ridicați mâna. Câți dintre dumneavoastră ați fost deznădăjduiți, neliniștiți datorită unei probleme în trup, datorită unei probleme din familie, cineva din familie a fost bolnav. Și a venit momentul când Dumnezeu a intervenit și l-a vindecat. Slava lui Dumnezeu înseamnă imaginea, manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu în momentul acela. A venit și l-a vindecat, în momentul când l-a vindecat, ce s-a întâmplat? Te-ai îmbărbătat. Așa-i? Pe câți din locul acesta Domnul i-a vindecat? Ridicați mâna sus. Vedeți, toate aceste mâini înseamnă o picătură din bogăția slavei manifestată. Și spunea Pavel, mă pun pe genunchi, frații mei, uitați așa, spunea Pavel, mă pun pe genunchi și mă rog pentru voi, efesenilor, ca Dumnezeu să intervină într-un moment dat în problema voastră, să vă răspundă la rugăciuni și inimile voastre să se îmbărbăteze. Aveți nevoie de ceva, aveți nevoie de o picătură din slava lui Dumnezeu să se coboare acolo, voi să vedeți și voi să vă îmbărbătați. Exact același lucru spune și colosenilor. Mă rog ca inimile voastre agonizez, spunea Pavel. Frații mei, poate se ruga ore întregi Pavel pentru niște oameni care nu-i cunoștea. Și se ruga așa, Doamne, fă ceva între ei, fă să vadă puterea Ta, coboară-ți slava Ta acolo, ca să li se îmbărbăteze inimile. Dacă nu-i se îmbărbătate inimile, nu pot face al doilea pas, trebuie să fie tari în credință. Și se întâmpla ceva, inimile lor se îmbărbătau și plecau mai departe. Câți dintre noi mai avem credința aceasta că dacă ne punem și zicem, ai o bogăție de slavă, te rog, revarsă un picur ca să li se îmbărbăteze inimile și să poată să meargă mai departe. Frații mei, este un motiv bun de rugăciune, este un motiv la care Dumnezeu răspunde și este un motiv care ne îmbărbătează. De ce? Versetul 17 din Efeseni.
așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având, ajungem la rădăcină, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Rădăcina noastră trebuie să fie în dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun ceva, ascultați-mă bine. Dumnezeu ne iubește nu pentru ceea ce facem noi. Dumnezeu ne iubește pentru că El este dragoste. Am venit astăzi pe mașină cu un tânăr și mi-a spus, am zis cum ești. Și a spus, nu mai țin minte cuvântul, terminat, dezastru. Și am zis, dar de ce? Și mi-a spus ce s-a întâmplat. Și am zis, ascultă, știi că și ieri, când s-a întâmplat lucrul ăsta, Dumnezeu te-a iubit la fel de mult ca și alaltă ieri când nu l-ai făcut. Știți că Dumnezeu la fel de mult ne iubește? Știți că dragostea Lui nu se schimbă? Dragostea Lui va continua să rămână până în ziua când viața noastră se va încheia și dacă eu vom respinge pentru totdeauna dragostea Lui Dumnezeu, L-am respins pe El. Dar până atunci Dumnezeu ne va iubi. La fel te-a iubit și când ai făcut păcatul ăla urât, tot la fel te-a iubit. Pentru că El e dragoste. Și dacă ai rădăcina pusă în dragostea lui Dumnezeu, atunci uitați ce se întâmplă. Ca să puteți, versetul 18, ca să puteți pricepe împreună cu cine? Cu toți? Ce scrie acolo? Vă rog frumos, uitați-vă. Să puteți pricepe împreună cu toți? Sfinți. Când înțelegi cine-i Dumnezeu, știi deja cine ești tu. Eu am mai spus aici că noi suntem sfinții lui Dumnezeu. Și sfinții lui Dumnezeu înseamnă să fii pus deoparte. Dar mulți poate nu mă aud. Unii poate că judecă, unii poate că sunt în dubii. Dar aș vrea să vă spun că noi suntem copiii Domnului și suntem sfinți. Pentru că noi ne-am întors la Domnul, L-am primit pe Domnul, ne-am pocăit, a intrat viața în noi și noi am intrat în Iisus Hristos și pentru aceasta El ne-a pus deoparte pentru El. Și înrădăcinat înseamnă să știi cine-i Domnul și cine ești tu. Frații mei, Domnul ne-a acceptat pe fiecare dintre noi. Ne-a acceptat pe fiecare dintre noi. Noi nu mai trebuie să-i câștigăm acceptarea lui Dumnezeu. Știți ce spune Roman 15:7? Primiți-vă, acceptați-vă așa cum v-a acceptat Hristos și pe voi. Așa acceptați. De ce încercăm să facem lucruri ca să fim acceptați de Domnul? De ce? Aici ai toată truda noastră. Dacă noi știm că suntem acceptați, noi facem lucruri pentru că suntem acceptați. Tragedia fiului cel mai mic, și cu asta voi încheia și voi trece la gândurile pe care aș vrea să le dezbatem în această dimineață, din versetele care ne-au rămas, am ținut să specific pentru că aceasta mi-a pus Domnul pe inima seară. Știți care a fost tragedia fiului celui mic? A zis așa, într-o zi, măi, am pierdut totul, am făcut toate prostiile și măgările. Mă duc la tata acasă și spun, uite, am păcătuit împotriva ta. Dar dacă nu îmi dai dreptul să mă mai numesc copilul tău și dacă nu mă mai accepți în casă, auzi, mă duce într-un grajd, mă duc într-o cameră acolo, într-o anexă, mă duc în sat. Că de fapt asta spunea, ca unul din argați, argații erau oamenii care locuiau în sat și veneau și lucrau pentru stăpâni. Robii stăteau la stăpân acasă și lucrau pe... Fă-mă ca unul din argați, adică, ascultă, eu vin cu ziua, stau în sat și vin la tine și lucrez cu ziua, măcar să am ce mânca. Știți care e cea mai mare tragedie a mea și a ta și a noastră? E că noi nu știm că noi suntem acceptați de Domnul. Avem frica asta, venim la biserică aici și sunt unii în locul acesta, în această dimineață, care vin și se roagă, se frământă, suferă în inima lor, poate chiar acum, dacă Domnul i-a acceptat sau dacă s-a acceptat. Și tragedia fiului cel mai mic e tragedia creștinismului zilei de astăzi. Și diavolul te ține acolo și zice, trebuie să mai faci, trebuie să mai faci, măi, n-ai plâns destul, n-ai spus destul, nu te-ai rugat destul, tu nu ești acceptat. Și lupta aceasta e o luptă a diavolului care o duce în viața noastră ca noi să nu trăim viața din belșug. Această revelație a fiind Domnul Iisus Hristos este partea Evangheliei. Eu cred că în cer vor ajunge mulți oameni care n-au trăit viața aici pe pământ așa cum Dumnezeu a rânduit-o pentru ei. Și se luptă și nu s-a acceptat de Domnul și nu s-a acceptat. Aș vrea să vă spun că Domnul ne-a acceptat pentru că noi am intrat în Domnul Iisus și noi ce trebuie să facem? Trebuie să facem acum din dragoste pentru El. Noi ne curățim în fiecare zi de păcatele noastre din dragoste. Noi ne pocăim din dragoste. Noi tot ce facem, facem din dragoste. Dar nu că Dumnezeu nu ne acceptă. Și imaginați-vă că vine băiatul acasă și spune, tată, am păcătuit împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Stop. Aduceți-i haina cea mai bună. L-am îmbrăcat cu haina cea mai bună. Puneți-i inelul în deget.
îl dă un sărut, că noi tot timpul ne mulțumim cu săruturile numai la biserică. Venim și ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm și simțim că Domnul ne-a iertat. Ne-a sărutat, ne-a iertat. Dar mai mult de atât, nu doar că ne iartă. El vrea să ne ducă în zona bucuriei, să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu. El vrea să intrăm acolo în casă, să știm că suntem copii lui Dumnezeu. Nu suntem niște amărâți. Și ulți numai ne bucurăm că ne-a pupat și gata, gata, gata. Bine, slavă Domnului, am simțit prezența lui Dumnezeu. Dar nu, frații mei, mai mult decât un sărut, El ne dă haina Lui, că haina noastră, nu orice am face, nu putem să o ținem curată. Ne dă un inel în deget și ne introduce acolo în casă, acolo unde veselia și bucuria împreună cu El. Și ne bucurăm pentru ceea ce suntem noi. Dar aș vrea să vă spun, problema noastră e că toți stăm acolo și nu putem să intrăm în bucuria aceasta pentru ce a făcut Iisus pentru noi. Și asta era ceea ce veneau învățătorii în Colose și le spuneau: nu-i destul ce a făcut Iisus pentru tine. Nu-i destul ce a făcut Iisus pentru tine, trebuie să mai faci tu. Și asta e cea mai mare erezie, dragii mei. Aceasta e tragedia. Așa cum vom trece și aș vrea fugitiv, frații mei, să vedem în Coloseni care au fost, de fapt, metodele de înșelare, pentru că acesta este mesajul. Spune în Efeseni, capitolul 2, spune așa: să vi se îmbărbăteze inimile, să fiți uniți în dragoste. Și aș vrea să vă spun, numai după ce suntem uniți în dragoste ca biserică, începem să cunoaștem toate bogățiile de pricepere ca să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Aș vrea aici să fac o paranteză, revin puțin. Uitați aici, prima treaptă este să ne rezolvăm problema noastră a identității, a sufletului nostru, a încrederii. A doua este contextul relațiilor noastre. Trebuie să trăim în dragoste. Doar trăind în dragoste putem să începem să ne umplem de bogățiile plinătății ca să-L cunoaștem pe Iisus. Există problema asta, să fiți uniți în dragoste, vedeți? Aici. Și asta e o problemă gravă, că numai asta ne duce la capitolul 2. Am auzit mărturia fratelui David Wilkerson, care spunea așa: am vrut să îl cunosc pe Iisus în plinătatea Lui, să-L cunosc mai mult, să ajung și eu să-I cunosc plinătatea. Și spune așa: n-am putut, oricât mă rugam, oricât citeam, n-am, simțeam că nu pot să trec mai departe. Și L-am rugat pe Domnul și am zis: Doamne, de ce nu pot să Te cunosc mai mult pe Tine? Și într-un timp de rugăciune, Domnul i-a adus aminte 12 persoane pe care le avea angajate la Teen Challenge. Am auzit despre această organizație care se ocupă cu drogații. 12 persoane care în decurs de 20 de ani el le-a concediat datorită unor situații care a auzit despre el, pe bună dreptate. Dar el și-a dat seama că modul cum i-a concediat sau modul cum le-a spus că nu mai are nevoie de serviciul lor n-a fost bune și a lăsat rană și în inima lor, dar și în inima lui. Și ce a făcut? A zis: am luat telefonul și mi-am făcut o zi timp și i-am sunat pe fiecare, erau în multe părți ale Americii de acum. Și i-am sunat pe fiecare și i-am spus: uite-te, știi, în urmă cu 10 ani, în urmă cu atunci, s-a întâmplat asta. Îmi cer iertare pentru cum am făcut-o. Îmi cer iertare, aș fi putut să fie, uite-te, îmi cer iertare pentru ce am făcut. O zis că după ce și-a rezolvat cele 12 probleme, în momentul acela, în momentul când s-a pus pe genunchi, când a stat în fața Scripturii, când a început să slujească, a început să cunoască plinătatea lui Iisus. Pentru că, ascultați-mă, frați și surori, nu-i destul să venim aici să fim întăriți în inimile noastre. Dacă între noi nu sunt relații bune, tot ce povestim aici e basm. Noi nu-L vom cunoaște pe Iisus. Știți ce vom face? Când va veni un predicator și vom veni aici, pentru că uitați ce spune, noi suntem datori să-L cunoaștem, pentru că acesta e scopul, să-L cunoaștem pe Iisus în care sunt ascuse toate bogățiile. Uitați, diavolul începe să ne înșele. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele, adică voi trebuie să-L cunoașteți pe Iisus atât de profund și atât de intim și atât de mult să-L iubiți încât nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Și uitați primul gând: când Iisus nu este suficient de atractiv pentru mine sau pentru tine, vei fi atras de înzestrările altora. Prima deviație de înșelăciune este când Iisus nu-i suficient de atractiv pentru mine și încep să fiu atras inclusiv de slujitoria lui Dumnezeu cu înzestrări din partea lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, când eu am probleme cu frații și nu mi le rezolv, nu pot să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos și să mă bucur de El și ce a făcut El pentru mine și atunci voi fi atras de oameni. Și știți ce se întâmplă? Începem să umplem bisericile când ne vine cineva de pe nu știu unde. Și trăim așa o stare emoțională, zice: Haleluia, slavă Domnului. Și viața mea nu se schimbă.
că eu sunt atras de înzestrările oamenilor. Pentru că vor veni oameni cu vorbiri amăgitoare, fie că vorbim din domeniul laic, fie că vorbim, frați și surori, din domeniul spiritual. Mă înțelegeți? Și asta e prima și cea mai sensibil atac de înșelăciune din partea Domnului. Când Iisus Hristos nu este suficient de atractiv pentru mine, o să fiu atras de înzestrările altora. Uitați ce spune 2 Timotei 4:3 în New Living Translation. Îmi place foarte mult cum spune. Ei își vor urma poftele și vor căuta învățători ce le plac urechilor lor să audă. Eu urmăresc pofta și îmi caut învățători după cum îmi place urechea să audă. Plăcerea este o caracteristică a trupului. Pofta este o caracteristică a firii. Eu când ascult după poftă, mă duc după fire. Dar roada este o caracteristică a Duhului. Frații mei, haideți să vă întreb un lucru. Mai avem câteva minute. Aș vrea să vă întreb un lucru. Câți dintre noi am fi mers în vremea lui Pavel ca să-l ascultăm, când știam că merge dintr-un loc în altul? Uitați ce se spune despre Pavel, 1 Corinteni, capitolul 2. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 4. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Versetul 1. Cât despre mine, fraților, n-am venit să vă vestesc tainele Dumnezeu cu vorbire sau o înțelepciune strălucită. Versetul 3. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Cât am ascultat un predicator slab, fricos și plin de cutremur? 2 Corinteni 10:10. Uitați ce spune acolo despre Pavel. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este el de față însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Câți l-am fi ascultat pe Pavel? Frații mei, ascultați-mă bine, voi trece de la punctul ăsta foarte rapid. Aș vrea doar să vă spun, când Iisus nu-i suficient de atractiv pentru mine, o să fiu atras de înzestrările pe care Dumnezeu le-a investit în anumiți oameni și voi fi gata să pot să fiu înșelat. Pentru că eu nu trebuie să mă încred în om, eu nu trebuie să caut omul, eu trebuie să-L caut pe Iisus. Când îl caut pe Iisus în odoiță, indiferent cine se ridică aici sau în alte părți, eu nu mă voi lăsa înșelat. Niciodată. Nu mă voi lăsa fascinat. Niciodată. Ci dacă are ceva din partea Domnului, voi primi și voi merge înainte. Aceasta e prima. Știți de ce a vrut Pavel asta? Vedeți, uitați aici, în 1 Corinteni, capitolul 2, spune, n-am o vorbire înțeleaptă, nu vorbesc așa, nu fac așa, pentru că uitați ce vroia Pavel să știe. Căci n-am de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Asta era dorința lui Pavel. Câți predicatori mai au dorința aceasta? Câți oameni mai au dorința aceasta, indiferent despre ce vorbim? Bun, mergem mai departe. Versetul 5, frați și surori. De fapt, versetul 5 era chiar aici. Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Pentru că noi suntem așezați în Iisus, noi cu Duhul putem să mergem în locul unde este nevoie. De exemplu, dacă fratele Daniel are o problemă și auzim despre el că are o problemă în familie, se întoarce în România și are o problemă, noi cu toată biserica, prin credință, ne rugăm și în momentul acela, noi prin Duhul sau cu Duhul, trebuie așa să ne rugăm, știind că suntem acolo lângă situație și ne rugăm așa pentru el. Nu-i așa că parcă altfel ne ajută? Când zici, eu mă rog pentru cineva la 2000 de kilometri, dar eu prin Duhul pot să fiu lângă el și cum aș fi lângă el pe patul acela, așa să mă rog. Asta înseamnă cu Duhul. Și în momentul acela, Pavel, se întâmplă mai mult. În momentul când noi facem o astfel de rugăciune și ne rugăm în felul acesta, Dumnezeu poate să ne vorbească într-un mod extraordinar. Uitați ce se întâmplă. Pavel are o vedenie aici. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc, spune el la el. N-a fost niciodată în biserica asta. Nu-i ceva la timpul trecut. Îi transmite în momentul când le scrie scrisoarea. Acum privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi. Cuvântul acesta, bună rânduială care domnește, este un termen militar care are de a face cu o acțiune în timp de război. De fapt, ce însemnătatea lui în grecește este în felul următor. Ce-a văzut Pavel? A văzut oameni stând unul lângă altul, umăr la umăr,
în șir de bătaie în caz că vine dușmanul. A văzut o vedenie, Pavel. Și asta a fost vedenia care o văzut-o. Măi, vă văd în șiruri, în șiruri de luptă, gata, sunteți tari, sunteți hotărâți. Asta e vedenia pe care o vede Pavel. Pentru că în momentul când te rogi, în momentul când agonizezi pentru cineva, Dumnezeu îți chiar poate descoperi ceea ce se întâmplă acolo și nevoile. Dragii mei, mergem mai departe, mai avem 5 minute și aș vrea să trec fugitiv. Luați seama, versetul 8, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia. Al doilea gând. Când Iisus Hristos nu este suficient de atractiv pentru tine, vei fi atras de cunoștințele altora. De cunoștințele altora. Nu rămân... Ce înseamnă filozofie? Filozofie înseamnă o dragoste de înțelepciune. Am aici un scurt istoric al filozofiei, nu-l vom aborda în această dimineață. Aș vrea să vă spun că cei doi mari piloni ai filozofiei au fost Platon și Aristotel și Socrate, îmi cer iertare. Aș vrea să vă spun doar atât. Pavel a avut o dorință, Platon a avut o dorință, ca într-o zi să primească un cuvânt divin de la Dumnezeu care să-l facă să înțeleagă tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Platon a avut o dorință ca într-o zi să primească un cuvânt divin de la Dumnezeu și tot ce n-a putut înțelege el cu mintea să poată să înțeleagă. Cuvântul acela logos, în greacă. Și n-a ajuns niciodată ca să-l cunoască pe Dumnezeu. Dar vă duc acum cu gândul la Ioan capitolul 1, unde spune și cuvântul, logosul, s-a făcut trup. Și știi ce a făcut? A locuit printre noi. Plin de har și de adevăr. Și noi ce? Noi am văzut slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut. Ce n-a văzut Platon, ce n-au văzut filozofii zilelor noastre, pentru că filozofie înseamnă a înțelege scopul omului, scopul universului, cu mintea omenească. Ce a vrut Platon și ce a vrut să vadă, n-a văzut. Dar noi l-am văzut. Pentru că spune Scriptura, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se nască, să se facă copii al lui Dumnezeu. Și când îl primești pe Dumnezeu, ți se deschid ochii și începi să vezi cuvântul care a locuit printre noi. Și cântăm o cântare că cel ce a fost în trup odată e între noi azi pe pământ. Și eu când văd scris despre Domnul Iisus și ceea ce a făcut El pentru mine, inima mea tresare de bucurie. Pentru că omul nu-L poate înțelege cu mintea lui, ci doar cu Duhul. De aceea, toți cei care au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt copii lui Dumnezeu și sunt călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Inclusiv Socrate, într-o zi, îl întreabă pe Platon și spune, poate fi Platon că divinitatea poate ierta păcatele, dar eu nu văd cum. Asta e problema lui Socrate. Nu văd cum. Pentru că, frații mei, uitați ce spune 1 Corinteni 8 cu 1. Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Nu vă lăsați atrași de cunoștințele oamenilor. Căutați-L pe Iisus în fiecare mesaj, căutați-L pe Iisus în fiecare lucru și Iisus în tot timpul trebuie El să domnească. De aceea aveți mare grijă, aveți mare grijă. Un al doilea lucru, al treia lucru, când Iisus nu-i suficient de atractiv pentru tine, o să fii atras de obiceiurile altora, despre datinile oamenilor. Ați auzit vreodată spunând așa, nu trece pe sub o scară că o să ai ghinion. Dacă spargi oglindă, o să ai parte de 7 ani de ghinion. Pisica neagră care staie calea poartă ghinion. Dacă vezi o stea căzătoare, aceasta îți va duce noroc. Numărul 13 poartă ghinion. Dacă plouă în ziua anunții, vei fi spălat cu noroc. Dacă te mănâncă palma dreaptă, dai bani. Dacă te mănâncă palma stângă, înseamnă că primești bani. Dacă vezi sare sau piper pe masă, vei avea parte de ceartă. Astea sunt tradiții omenești, superstiții și luăm din lumea laică. Aș vrea să vă spun ceva. Și noi ca și creștini, fără să știm, din moș strămoș, din moș strămoș, am tot auzit lucruri din astea. Nu avem timp să dezbatem din punct de vedere biblic, dar aș vrea să spun, s-a demonstrat și aceasta o spun frații noștri ortodoxi, că fiecare superstiție are la bază și la început o pornire ocultă, o parte ocultă, indiferent că e din domeniul vânătoresc, că e din domeniul familial și așa mai departe. Aș vrea, dacă cumva în această dimineață este cineva care crede în superstiții, care a crezut vreodată, care a practicat vreodată superstiții, Domnul să ne elibereze, să nu mai luăm niciuna, pentru că aș vrea să vă spun, când frica de Domnul se transformă în frică de superstiții, această frică de superstiții o punem la rang de religie și ne punem credința în superstiții și deschidem poartă diavolului. Mare atenție, mare atenție!
Și ultimul gând, după învățăturile începătoare ale lumii. Când Iisus Hristos nu e suficient de atractiv pentru tine, o să fii atras de senzaționalul din viața altora. Învățăturile începătoare ale lumii, cele mai multe traduceri în engleză și cele mai renumite, le traduc prin forțele spirituale ale lumii. Cuvântul lume aici în original este cosmos. Problema celor din Colose era învățătura despre demoni, despre îngeri și despre impactul lor în viața bisericii sau în viața oamenilor. De aceea Pavel îi avertizează și le spune așa, atenție. De aceea și concluzionează în versetul 10, voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Frații mei, eu aici repede am gândit cum se intersectează asta cu zilele noastre și mi-am dat seama că supranaturalul, chiar dacă e real, din viața multor slujitori sau multor oameni, ne poate face să ne distragă de la Domnul Iisus Hristos. În Matei capitolul 7 cu versetul 22 spune că unii vor scoate proroci, vor scoate demoni, vor proroci, vor scoate demoni și vor face minuni. Dar într-o zi se vor întâlni cu Domnul și Domnul le va spune, niciodată nu te-am cunoscut. Să te încrezi, ascultați-mă bine, să te încrezi într-un om care face minuni și el să nu-l cunoască pe Iisus. Spune-mi tu unde vei ajunge. Eu am așa o rugăciune înaintea Domnului și mă rog ca niciunul din locul acesta să nu-mi fie înșelat. În Iisus îs toate bogățiile. În El este toată știința. El ne răspunde la întrebări. El ne dă soluții, nu oamenii. Nu vă lăsați înșelați. Nu vă lăsați înșelați că e o pantă atât de sensibilă și mergem și urmăm pe un drum prin care greu ne vom întoarce. Frații mei, finalizăm în această dimineață și spun așa ce spune și Pavel. În El, nu în oameni, locuiește toată plinătatea lui Dumnezeu. Voi aveți totul de plin în Iisus. Este timpul să ne punem pe genunchi. Este timpul să-L căutăm pe Domnul. Este timpul să-L căutăm pe El în cămăruță și în cuvântul Lui. Și să avem experiențele noastre cu Domnul, ca nimeni să nu ne înșele. Am două întrebări la finalul acestui mesaj. Și întrebarea primă este următoarea. Cât de frumos este Hristos? Dacă ai fi să-mi răspunzi, dacă poți să-mi răspunzi la întrebarea asta, să ne pe un drum bun. Cât de frumos e Iisus? Spunea Scriptura, eu acum vă întreb pe dumneavoastră, Scriptura spune, Psalmul 45, versetul 1 și 2, tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este pe buzele tale, spuneau fiii lui Core. Și în Psalmul 27 spune Pavel, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa ta ca să privesc la frumusețea Domnului. Știți care e problema? Unii oameni fură frumusețea Domnului. Noi nu o găsim în casa noastră pe genunchi și dacă nu o găsim, suntem gata pentru a fi înșelați. Cât de frumos este Iisus pentru tine? A doua întrebare, cât de dulce este Hristos pentru tine? Nu știu, noi putem să vorbim și despre frumusețea Domnului și despre dulceața Lui sau nu mai putem? Numai omul care îl cunoaște pe Iisus, numai ăla poate să vorbească despre astea. Dacă nu poți să răspund la aceste întrebări, cât de frumos și cât de dulce Iisus pentru tine, este timpul ca să-L cauți pe Iisus. Iisus este necesar pentru tine sau este destul? Închei spunându-vă o întâmplare. Într-o zi o fetiță a venit la mama ei și i-a spus așa, mamă, mie îmi place mai mult de tine decât de Dumnezeu. Mama se uită la ea, fetiță. Mami, mie îmi place mai mult de tine decât de Dumnezeu. Dar de ce spui asta? Și fetița spune, mami, eu pot să vin la tine și să te iau în brațe. Pe Dumnezeu, cum să-L iau în brațe? Eu pe tine te iubesc mai mult decât pe Dumnezeu. Frații mei, pentru noi, pentru coriști, pentru mine, pentru dumneavoastră, Iisus Hristos a coborât în formă de om ca să-L vedem, să-L cunoaștem, să ne îndrăgostim de El și să putem în rugăciune și în părtășie să-L luăm în brațe, că El ni s-a descoperit ca om. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, poate fi un mai mare dar decât Iisus Hristos? De ce să-L dăm pe oameni? De ce să plângem în fața oamenilor? De ce să-i urmăm pe oameni? De ce să fim fascinați de oameni? Oamenii sunt buni, oamenii vorbesc din partea Domnului, dar niciodată să nu iubim mai mult decât pe Iisus, pentru că Iisus, El este răspunsul la nevoile noastre. Voi aveți
totul deplin în El. Să rămânem cu gândul acesta și Domnul să ne ajute. Amin.